Eram cu frați din mai multe zone a țării. Ghidu, un ofițer în armata izraeliană în rezervă la vreo 70 ceva de ani, un om extraordinar, Freddy, ne-a dus la zidul plângerii în ziua de sabat. Erau deja intrați în sabat evrei și zice, plin la zidul plângerii, full. Zice, hai să-ți arăt ceva. Îi vezi pe tinerii care stau cu ligeaba? Da. Nu, urmărește-i. Zice, vezi bătrânul ăla? Era bătrân, era și bătrân, nu știu dacă avea 60 de ani. Uite, vezi, da. Uite-te la el. Ăla se duce către cașca aia de tineri. Și nu mă urmărește. Uite-te ce fac. În următoarele 5 minute țopăiau toți în jurul unei mese. Și cântau. Și țopăiau și cântau. Forma lor. Nu mă bag aici. Problema lor. Țopăiau și cântau. S-au alăturat lângă ei un grup de băieți care erau în armată, îmbrăcați, militari. S-au făcut grupul ăla mai mare. Și s-au mai alăturat alții, au făcut grupul ăla mai mare. Și cântau și răsuna acolo în fața la zidul plângerii, s-au făcut un grup mare, cântau, bă, duduia locul ăla de acolo. La un moment dat nu mai putut să se învârte în jurul torei și a mesei după ritualul lor, că erau atât de mulți că se împiedicau, dar stăteau acolo pe loc și cântau de duduia locul ăla. Și mie îmi traduce Freddy, tu ești Dumnezeul cel măreț. Noi pe tine te avem și nu ne frică de nimic. Tu ești gloria împărăției. Bă, niște expresii formidabile. Pentru mine a produs un entuziasm. Am stat să-i ascult acolo. Câțiva din ea deconectați de cer. Tu l-ai, Doamne, uite-i pe aia cum fac. Serios, mă, uite-i pe aia cum fac. Deconectatule ce ești. Uite-i pe aia cum fac. Fă și tu. Bine, mi-a spus Freddy și aici, permiteți-mi, a zis, vezi că voi ați greșit românii că le-ați dat la Iisus cetățenie română. L-ați dus în România, l-ați făcut cetățean român și vă credeți că e ca voi. Și ați greșit maxim. Nu uitați, Iisus evreu, s-a născut evreu, rămâne.